Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu acest BMW i8. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul cu BMW i8 și am zis de ce nu, hai să tunăm mașina asta la maxim și hai să vedem ce poate ia pe zăpadă. După cum vedeți, am reușit să-i schimb și jantele. I-am pus niște jante destul de interesante aici, vopsite în albastru, ca să fie așa cu tema ei de culoare. Pe spate i-am pus un spoiler care reduce puțin din viteză, dar adaugă foarte mult la stabilitate, iar pe față avem, bineînțeles, fărașul ăla de racing. Nu știu exact cum se cheamă, dar... Oricum, înainte să pornim, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut la episodul anterior. Când m-am uitat pe episodul ăla, am văzut că sunt aproape 19.000 de like-uri. M-am uitat așa și zic, stai puțin, ce? Nu mi-a venit să cred ochilor când am văzut ce ați reușit să faceți la episodul de ieri. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta, m-ați făcut foarte fericit și nu știu, mă ambiționează parcă să fac mai multe episoade cu Forza cu siguranță, dar având în vedere că a nins cam peste tot, că știți că v-am întrebat data trecută dacă a nins la voi, a nins peste tot, în mare parte cel puțin, am zis că ar fi ideal să ne jucăm astăzi în Blizzard Mountain, adică prin zona asta cu zăpadă și să vedem ce poate mașinuța asta pe aici. Hai să vedem ce zone mai avem noi pe aici prin jur, pe care nu le-am făcut. Avem 27 de stele din 30, măcar dacă putem să mai facem câteva steluțe astăzi. Avem aici un Blizzard Mountain Bucket List, aia un fel de challenge cu o mașină random pe care ne-o dau ei. Și aici e un Gum Forest Cross Country Circuit, cu o mașină, tot așa, o mașină diferită față de cea pe care o am momentan. Dar cred că vom merge până acolo să vedem ce mașină ne dă. Și până atunci vom conduce acest BMW absolut genial. Mașina asta e făcută parcă special pentru stabilitate. Adică o să vedeți că reușește să ia curbele foarte ușor, reușește să se strecoare foarte ușor printre celelalte mașini și în general nu pierd controlul cu ea. Acum depinde, dacă sunt situații extreme, cu siguranță vei pierde controlul și cu mașinuța asta, dar o să vedeți că parcă e lipită de asfalt. Și una din cele mai bune mașini pe care le-am testat eu, cel puțin, în aspectul ăsta. Poate vedeți cât de ușor mă strecor pe aici și gândiți-vă că pe jos e polei, adică o mașină normală ar aluneca extrem de tare prin zonele astea, dar mașina asta nu, mașina asta se ține foarte bine. Aici o să trebuiască să ne luăm noi... Ia stai, că mi-a dat spin for a prize. Cred cel puțin, ia stai așa o secundă. Văzusem pe ultima 100 de metri, cred că la progres, avem un wheel spin. Stați așa că... Ne dă un cadou. Jocul a zis, bă, trebuie să-ți dau un cadou. Oh, a căzut. Era aia o mașină foarte bună, cu speed skill boost, aia pe care vedeți pe lateral Mercedes-ul, dar nu contează, avem 90.000 oricum. Ceea ce e destul de bine, zic eu. Bun, hai să mergem aici, hai să-i dăm să facem cursa asta, pentru că nu am făcut-o, iar această cursă trebuie să o facem cu una din mașinile astea. Acum, astea nu sunt prea bine echipate, să zic. Singura care ar fi mai bine echipată ar fi acest Ford Raptor. Dar hai să facem cu el cursa și să vedem. Iar după ce terminăm această cursă, ne vom întoarce să ne luăm BMW-ul din garaj și să mergem mai departe cu el. De asemenea, aș vrea să vă mai arăt niște mașinuțe pe care nu vi le-am arătat din update-ul nou. Chiar dacă nu sunt niște mașini wow, niște supercaruri sau ceva de genul, sunt niște mașini interesante și v-am zis că vreau să vă arăt tot ce e nou. Dar oricum, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și vă mai doriți episoade cu Forza, dar din ce am văzut la episodul anterior, cred că vă mai doriți episoade cu Forza, adică nu mi-a venit să cred ochilor. Uite, să mă uit acum, chiar acum mă uit, fiți atenți, 18.806, deci aproape 19.000 de like-uri în momentul în care filmez eu acum. Doamne ferește, am rămas complet șocat, dar bine, șocat în sensul bun al cuvântului, bineînțeles, și vă mulțumesc sincer. V-am zis, Forza eu am făcut de mult pe canal, dar niciodată nu s-au strâns așa de multe like, adică niciodată n-am văzut asemenea suport din partea voastră. E ceva impresionant și ceva ce mi-am dorit de mult să fac Forza și să fie o serie apreciată și iată că în sfârșit este. Opa. Ma, nu știu dacă voi reuși cu mașina asta să ajung pe locul 1, că uitați-vă și voi ce fac nebunii ăștia. O să încercăm să ajungem mai în față. Amă, dați-vă din drum. Nu fiți nebuni, leu, ce săritură. Aha, acum înțeleg de ce mi-a dat mașina asta. Deși cred că BMW-ul făcea față destul de ok și pe aici, da? Ar trebui să mai tunez și eu Raptor-ul, că când mai avem curse de genul... Uite, vezi, să am nevoie de el.
E o mașină bună, Raptorul. Chiar am primit-o gratis de la joc. Nu mai știu pentru ce anume. Am impresia că făcusem nu știu ce. Sau avea, din cauza că aveam un alt joc Forza cumpărat anterior, am impresia că mi-a dat-o pe asta cadou. Nu mai știu exact care a fost faza, dar oricum, destul de ok. Vedeți și voi, motorul pur și simplu, zici că e o pisică care toarce. Se simte foarte bine. Și n-aluneca de tare pe cât alte mașini 4x4 pe zăpadă. Și zice, wreckage level, dacă vreau 3 stele aici, trebuie să fac accidente și chestii. Nu accidente, dar trebuie să intru în copac și trebuie să intru în chestii de genul pe aici. Nu cred că o să fac momentan challenge-ul. Pe de-o parte, jocul îmi dă reward, așa zice că am condus curat, dar pe de altă parte, dacă vrei să faci challenge-ul, trebuie să nu conduci curat, trebuie să conduci foarte murdar. Să intri în toate chestiile astea pe aici. Deci voi, cam 4 momentan. 4 chestii, 5 chestii în care am intrat. Dar nu cred că o să reușesc să fac challenge-ul în cursa asta. Dar mereu vei putea să reiei cursele de la capăt și să le faci când vrei tu. Chiar și cursele care ai terminat tot ce era de terminat la ele, ți-ai luat stelele și nu știu ce, tot poți să reiei cursele alea și să le faci. Pur și simplu, să le faci și primești level, primești experiență, primești bănuți, tot ce trebuie. Nu să mai intru pe aici să văd, poate reușesc să mai fac niște wreckage. Mai avem un lap la dispoziție. Avem 8 de astea. Opa. O să intru și în astea pe aici. Avem 9. O să intru în copacul ăsta. Pa, intrăm așa. 10. Avem 10. Intru în semnul ăla. Intru în ăsta. S-a pus 11. La unele chestii nu se pun, dar nu știu de ce. Aici e săritura aia nebună. Opa. 12. Să vedem ce se mai pune pe aici. 14. Hai încă una, încă o chestie pe care să o bușesc. Și cred că facem și challenge-ul dacă e. Am făcut challenge complete. Shit. Dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare că vine aia din urmă. Ok, să vrească să dau înapoi. Timpul înapoi. Cum, frate? Deci toți copacii poți să intri în ei fără probleme. Copacul ăla nu e lipit cu super glue acolo și nu poți. Asta e logica unor jocuri uneori. N-am înțeles-o niciodată și n-am să înțeleg. Challenge-ul nu mai e complet acum. O să trebuiască să mai lovești ceva pe aici. Să văd ce. Un copac eventual. Da, dă-i înapoi. Suntem așa de aproape să completăm challenge-ul, știi? Și aș vrea să-l completez, da. Trebuie să izbesc un copac de ăsta. Are ușor? Hai. Gata, completed. Perfect. Și am reușit să facem și challenge-ul cu ocazia asta. Bă, asta o să ne dea 3 stele la cursă, cred. Că am reușit să ajungem și pe locul 1 și am făcut și challenge-ul. Deci am făcut de 2 ori mai bine decât trebuia. Horizon Festival. Îmi place zona asta cu zăpadă, sincer. Official Horizon Novelty Car Horns. Vrea să ne dea ceva claxoane pentru mașină exclusive, zică. Nu știu exact despre ce e vorba, dar nu ne supărăm, bineînțeles. 3 stele, perfect. Și ne-a dat un new car horn. Acum ar trebui să ne dea și cursele următoare, dacă mai sunt. Acum nu știu dacă mai sunt, habar n-am. Next round, boss. Ba da. These events were handpicked by yours truly. You don't think I'm gonna let Kira have all the fun out here, do you? Frumos. Uite câte chestii ne-a dat. Blizzard warning in this area, plateau loop trail. Holy shit, voi vedeți pe unde te pune cursa asta să mergi. Interesantă, da. Și dă mai fortuna. Bun, hai să mergem înapoi, să ne luăm mașinuța noastră, pentru că știți bine că vreau să conduc mai mult cu BMW-ul. Hai că nu mai mult neapărat cu BMW-ul, dar vreau să conduc puțin cu BMW-ul, n-am condus aproape deloc. Dar v-am zis, sunt foarte fericit cu seria asta. Vreau să facem cât mai multe episoade, vreau să testăm cât mai multe mașini. În unele episoade vor fi și teste de mașini, în alte episoade când nu am neapărat niște supercaruri de alea mari, pentru că în jocul ăsta banii se fac foarte greu. Când o să am supercaruri de alea mari, ne jucăm, mai facem niște curse, mai facem niște chestii, dar tot timpul în acel joc vei putea să îți găsești ceva de făcut, ceea ce e chestia foarte mișto la Forza. Bun, hai să vedem, deci era o cursă aici, aia care face în conjurul conjurului și hai să vedem dacă reușim să facem cursă cu mașina asta.
O, nebunule! Mamă! Unii nu se uită deloc pe unde conduc. Chiar... ieri încercasem să fac intro la episodul de ieri. Și am... tot așa am zis... intro, nu știu ce, și... dintr-o dată intră unul în mine. Și eu eram cu drona, știți că la început încep cu drona, filmez mașina din exterior ca să vedeți cum arată și ce modificări am făcut și chestii de genul. Și intră la mine și îmi aruncă mașina la un kilometru distanță și... bineînțeles că a trebuit să reiau din nou. Dar să văd, poate dacă mai găsesc blooper-ul ăsta, poate reușesc să-l postez pe Facebook. Ca de obicei, vă recomand să intrați la mine pe pagina de Facebook dacă vreți să fiți la curent cu toate chestiile pe care le fac. Pentru că acolo postez chiar și când o să, când mai plec undeva sau chestii de genul. Uneori, dacă nu e o chestie atât de importantă, o voi anunța pe Facebook, dar nu o voi anunța neapărat pe canal. Și atunci voi, dacă sunteți pe Facebook acolo, că aveți un like pe Facebook, va apare automat în feed-ul vostru. Bun, hai să vedem cum e cursa asta. E o cursă nouă. Ar trebui să fie interesantă, dar rămâne de văzut. Lower Plateau Trail. Lower Plateau Trail. Ia uite-l pe ăla cu Halloween tunată mașina. Mie îmi place cum am tunat BMW-ul. Adică arată bine. Și chiar dacă ăștia o să aibă mașini mai rapide, sper ca stabilitatea BMW-ului să reușească să câștige într-un final. Pentru că degeaba ai stabilitate dacă nu reușești să iei curbele cum trebuie. Ce faci, prietene, aluneci? Aluneci, eh? Opa. Și aici e încă un checkpoint. Trebuie să iei checkpointurile, n-ai cum să le omiți. Dacă ai omis un checkpoint, deja poți zici că s-a terminat cursa. Opa. Uite cât de lejer se ține mașinuța asta. Deci spuneți voi dacă nu-i cea mai bună pe partea asta de handling. Adică la fel cum se descurcă la tot, curbe, tot. La viteză nu are top speed mare, dar în curse de genul nu știu dacă e neapărat o necesitate. Numai posibil să câștige băieții ăștia dacă au viteze mai mari decât mine. Dar totuși eu sunt destul de mulțumit de felul în care conduc acest BMW. Și frate, e un BMW i8. Prima dată când am văzut un BMW i8 a fost la Gamescom în Germania. Când am fost acolo, am fost la un eveniment de jocuri unde se prezentau jocuri înainte de lansare. Și avea un BMW i8 și la fel am postat-o pe Facebook poza cu BMW i8. Și chiar unii dintre voi mi-a spus că ați văzut, de exemplu, unul din... țin minte că unul mi-a zis în comentarii, unul dintre voi, că chiar vecinul vostru are un BMW i8 și că arată mult mai bine în realitate decât în joc. Și... Cred că are dreptate când a zis chestia asta, că am văzut și eu mașina asta și parcă arăta mult mai bine. Că în joc așa, nu știu, se pare că e o mașină normală, nu știu ce. Când o vezi în realitate, asta e de fapt o bestie. E ca un tank de mare. Exact ca un tank de mare. Și mi-a mai zis cineva că... nu mai țin minte, parcă avea tatălui sau... nu, sau tatălui lucra la reprezentanță și mi-a dat niște detalii despre... acest BMW, ceea ce a fost super interesant. Dar apreciez de fiecare dată când îmi mai dați detalii și chestii de genul. Opa. Ia uite ce frumos se ține și până la urmă BMW-ul câștigă din cauza că se controlează atât de bine. Uite cât de lejer am reușit să câștigăm cursa asta. Super, super tare. Bun. Și am terminat și cursa. Hai să vedem dacă facem level. Dacă facem level să ne dea spin. Dacă nu, nu. Nu cred că am făcut. Odată ce faci așa, cred că durează un pic mai mult să faci level. Când ești la un nivel așa de mare. Cred că se îngreunează pe măsură ce avansezi. Uite o chestie pe care am uitat să vă arăt. Hai să vedem unde suntem. Suntem acolo. Hai să mergem acolo la autoshow. Avem 3.4 km să conduce până acolo. Vreau să vă arăt Barnfind-ul. Nu v-am arătat Barnfind-ul. Adică știți că l-am descoperit, dar am impresia că au reușit să-l restaureze. Și pot să vi-l arăt acum în garaj. Să mergem până acolo. Driftul... aici e speed zone. Aici e speed zone. E un speed zone nou ăsta. Oh, ce frumos! Bine, pierzi în viteză, normal când faci drift, n-ai ce face, da? 148 la oră în drift, frumos. Să-mi spuneți în comentarii
Cum vă place vouă mai mult să conduc în Forza? Vă place mai mult să conduc din vederea asta când vedeți volanul și astea? Pentru că eu tot timpul încerc să mai fac, să mai schimb, știi? Așa că în comentarii vreau să-mi spuneți vederea cu volan sau vederea cu mașină. Asta e vederea cu mașină, da? Una din două. Sau dacă vreți first person sau third person, dar mai ușor e cum am zis inițial. Mie îmi plac amândouă pentru că așa poți să vezi frumusețea mașinii, pe când așa poți să experimentezi ca și cum ai conduce tu mașina respectivă și te simți ca și cum exact ești înăuntru în ea. Bun, hai să intrăm în festival aici. Să vedem acel barn find. Să vezi pe ce e vorba, n-o să-l conduc foarte mult, dar vreau măcar să văd despre ce e vorba inițial. Bun, mergem aici la garaj, barn finds. Și mai sunt câteva pe harta cealaltă pe care nu le-am descoperit încă. Uite câte am pe care nu le-am descoperit. Deci, hai să vedem. Collect car. Asta e una din ele. 800A. Ok. This American bloke came out here to work at the resort, brought his truck along. He thought the cold finally killed it. Guess it was just cryogenic. Un american a venit aici în Australia și a adus mașina cu el și credea că zăpada sau înghețul a stricat-o de tot, dar se pare că tipul ăsta a reușit să o repare. Bă, arată bine, nu zic nu, adică e interesant așa și cu siguranță cred că dacă o tunăm puțin o să fie o bestiuță pe zăpadă. Și hai să vedem și următorul barn find, că mai e încă unul, tot așa restaurat. Asta e un Sunbeam Tiger. Has been added to your garage. Păi bun, și zice ready to collect, dar nu mi-o dă. Și asta e un, asta e not discovered. Aha, asta, pe asta n-am descoperit-o încă. Nu știu care e faza cu aia. Vedeți că mi-o arată acolo. Zice ready to collect, dar nu mi-o dă. Ciudat. Ia stai așa, o să ies din garaj și intrăm înapoi să vedem. Uite cât de mișto. Mamă, trebuie să vă arăt chestia asta. Uite cum se văd stopurile la mașina asta. Deci uite stopurile astea, doamne. Mor după stopurile astea, deci pur și simplu le ador. Ok, am vrut neapărat să vă arăt stopurile pentru că mi-au plăcut enorm, enorm de mult. Bun, intrăm înapoi. Hai să vedem dacă se rezolvă problema, că am văzut că nu vrea să-mi dea acel barn find, deși zice că e zare din your garage, dar ar trebui să mi-l arate ca la restul. În principiu, acum. Nu știu, hai să vedem. Dacă nu, o să scoatem una din mașinile alelalte. Da, zice ready to collect, dar nu mă colectează. Foarte straniu. Bun. Hai să mergem la DLC Cars, pentru că mai avem mașini noi. Aici. Și ce mașini nu v-am arătat eu? Nu v-am arătat-o pe asta, Ford 11 Rockstar F-150 Trophy Truck, care e o mașină, uitați-vă cum are roțile din față, că e specială pentru zăpadă, cred. Un Falcon XA GT și un Nissan Skyline GTS R31, asta e din 1987. Vezi că toate astea sunt gratuite pentru că, normal, e vorba despre DLC pe care îl am inclus în varianta Ultimate a jocului. Și dacă voi vreți să vă luați, uite cum are roțile. Dacă vreți să vă luați jocul ăsta, vă recomand să vi-l luați varianta Ultimate, pentru că primiți tot, absolut tot pentru el și sincer merită cel mai mult. Îmi place asta pe portocaliu. Îmi place portocaliu ăsta la mașina asta. Ok, îi dăm să o cumpărăm. Totuși, ciudat cum are roțile alea, dacă știe cineva fenomenul mai exact cu roțile, să-mi spună în comentarii. Cred că e din cauza suspensiei, că e făcută special ca să poți să sari cu ea distanțe mari. Cred, cel puțin, dar nu mă pricep foarte bine la tipul ăsta de mașină. Uite ce frumoasă, un Ford. Și mai mult caroseria e de formă, știi, adică farurile alea din față sunt taxi build-uri, nu sunt faruri pe bune. Că farurile pe bune sunt alea de jos, am impresia. Sau nu, alea din mijloc. Vedeți, astea de ce sunt taxi build-uri? Sunt mașini de astea, am văzut și în, cum îi zice, în GTA. Au băgat niște mașini de genul ăsta. Și poți să te bagi aici la volan, ceva de genul ăsta arată volanul. Mamă, ce interior. Dacă vreți, în episoadele de Forza, o să putem să facem și inspect la mașini. Și să ne uităm, de exemplu, asta nu știu dacă poți să fac inspect la motor, dar la unele poți să faci inspect la motor. Și dacă vă place să vedeți motoarele la mașinile astea și să le vedem de la apropiere, așa să le studiem, să-mi spuneți în comentarii și poate vom face și chestia asta. Aici poți să schimbi numărul de la mașină și aici ce poți să faci? Oh! Îți pune farurile alea în față. Ce mișto e! Îmi place! Ok, install setup.
Îmi place cu farurile alea. Sau nu sunt faruri, mai degrabă niște reflectoare ceva. Dar, o fi asta cu roți de iarnă deja? Cred că are deja, că altfel m-ar fi întrebat jocul. Bun. Aici o să fie un loading probabil un pic mai mărișor. Se mai întâmplă, nu știu de ce, și are un fel de loading aici când ieși din garaj. A zis că data trecută am ieșit din garaj fără nicio problemă. Acum o să stea un pic mai mărișor, dar nu e asta o grijă. Ia. Ia uite ce frumoasă e. Uitați-vă în spate. Mamă, ce mișto e. Și interiorul e absolut genial. Vedeți că are și în partea cealaltă un monitor. Cred că e făcută special ca să mai stea cineva, un copilot acolo și să spună, știi cum e la raliu, de exemplu? Să zică stânga, dreapta, stânga, stânga medie, dreapta lungă, habar, nu știu. Care vă mai uitați la raliuri, probabil știți despre ce vorbesc eu aici. Momentan, ea nu e tunată absolut deloc, adică cum am luat-o, așa o conduc, dar îmi place forma, cum arată. E ca o bestiuță, așa. Ia uite-l și pe ăsta cu mașina din Halo. Ceva, prietene? Nu o să mă bag la el la cursă, că aia e cea mai bună mașină off-road, cred că. Și mașina mea nici nu-i tunată, măcar. Am evitat un accident acolo pe ultima sută de metri. Totuși, ce observ la mașina asta e că n-are geamuri. Absolut niciun geam. Știți cu ce îmi seamănă mai degrabă această mașinuță? Cu un monster truck. Pentru că la monster truck tot așa e caroserie pe deasupra unui schelet de mașină. Și cam asta e și această mașină. Oh, Doamne. Dacă îți vine o furtună de aia de zăpadă și ești în mașina asta, apoi te faci praf, te faci om de zăpadă direct. Dar îmi place. Îmi place foarte mult cum arată. Dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de Forza Horizon 3. Dacă vă mai doriți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like, astfel îmi pot da și eu seama dacă vă mai doriți episoade sau dacă nu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!